дорогие друзья. Zeci de pagini cu postări sponsorizate și sute de profiluri false ilustruiesc zilnic imaginea deputatului fugar Ilan Șor, condamnat de primă instanță în dosarul fraudelor bancare. Ziarul de gardă vă prezintă metodele prin care Ilan Șor încearcă să-și creeze în mediul online imaginea unui politician tânăr, iubit de cetățeni, bun manager, om de echipă căruia îi pasă de popor și de oamenii săraci. În ultimele două luni, utilizatorii de Facebook din Republica Moldova au putut vedea o avalanșă de postări sponsorizate venite din partea unei pagini cu numele Ilan Șor pentru popor. Ziarul de gardă a constatat că, de fapt, există nu doar una, ci numai puțin de 13 pagini cu același nume. Majoritatea dintre ele au primit numele și imaginea lui Ilan Șor recent, după ce zeci de pagini create anterior în Asia au fost redenumite și au primit poze noi. Spre exemplu, una dintre aceste pagini a fost rebotezată în Ilan Șor pentru popor pe 9 decembrie 2022. Anterior se numea Stoke 1. Pe 1 ianuarie, la câteva minute distanță una de alta, pe această pagină au fost publicate două postări identice. Una nesponsorizată, care a acumulat doar 73 de reacții, și alta sponsorizată, adică promovată cu bani, care a adunat peste 5900 de reacții, peste 1000 de comentarii și 200 de distribuiri. Accesând biblioteca de reclame a paginii, vedem că aceasta a rulat cel puțin două postări sponsorizate, adică plătite, pe care Facebook le-a șters între timp pentru că încălcau politicile de publicitate Meta. Mai exact, deși era reclamă politică, aceasta nu a fost marcată corespunzător. Datele afișate în biblioteca de reclame a paginii arată că pentru una dintre reclame, suma cheltuită a fost de 1000-1500 de dolari, iar pentru cealaltă, 300-399 de dolari americani. Mărimea audienței estimate de Meta pentru fiecare dintre cele două reclame atinge 1 milion de persoane, adică aproximativ o treime din populația Republicii Moldova. Pagina este administrată de persoane din Emiratele Arabe Unite, Filipine, Vietnam și Timorul de Est. Tot cu fondatori din Asia sunt și celelalte pagini, care acum poartă numele Ilan Șor pentru popor. Anterior, acestea aveau nume precum Online Grocery BD, Ahmad Games 4, James Ortiz, Shop Hot, Shop Dep. După același scenariu, ca și în cazul paginilor cu denumirea Ilan Șor pentru popor, pe parcursul lunii ianuarie 2023, mai multe pagini create în Asia au fost redenumite în Ilan Șor pentru Moldova. Și aceste pagini publică reclame prin care sunt mediatizate diverse proiecte cu care se laudă partidul Șor, precum trecerile pietonale iluminate sau reparația drumurilor și a grădinițelor din raionul Orhei. Toate la inițiativa lui Ilan Șor. Tot aceste pagini au promovat, sponsorizat și un concert care a avut loc pe 15 ianuarie la Orheiland, un alt proiect promovat intens de paginile lui Șor. Pe lângă faptul că sunt sponsorizate cu mii de euro, ceea ce le face vizibile unui număr foarte mare de oameni, postările de pe paginile Ilan Șor pentru popor și Ilan Șor pentru Moldova beneficiază și de sprijinul a sute de profiluri false, așa numiții troli sau postaci. Ziarul de gardă a identificat cel puțin 130 de astfel de profiluri false, toate create recent în ultima jumătate de an. Acestea nu au poze reale și nici prieteni. Multe dintre ele distribuie exclusiv postări ce au legătură cu partidul Șor, iar altele nu distribuie nimic, misiunea lor fiind doar de a comenta și a reacționa la postările promovate de paginile afiliate lui Șor. Pentru a crea impresia că Ilan Șor se bucură de o mare susținere în mediul online, postacii dau like-uri și plasează sute de comentarii sub fiecare postare făcută de paginile afiliate lui Șor. Vă iubim, domnule Șor! Șor este un lider adevărat, se vede asta din acțiunile sale. Cu echipa Șor în fruntea țării avem un viitor prosper garantat. Cei de la Șor sunt o mână de oameni în Parlament, dar fac cât toți 100. Ce-mi place la Ilan Șor e că el știe a lucra în echipă, comentează neobosiți trolii. În multe cazuri, exact același comentariu este postat de câteva profiluri diferite.
Același narativ distribuit de către diversi utilizatori demonstrează că există o activitate concertată a acestora, afirmă expertul social media Andrei Fornea. Ziarul de Garda a scris anterior, în cadrul seriei de anchete Orhei Leaks, că în unul dintre chaturile în care discutau membrii partidului Șor, a fost anexat un document numit Organizația Divanih Voisk Argheva, în traducere, Organizația Trupelor de pe Canapea ale Orheiului, cu mențiunea că documentul conținea lista celor care comentează online. Altfel spus, lista celor care răspândesc pe internet tezele cerute de partid, adică exact profilul celor peste 100 de postaci identificați de ziarul de gardă. Și două dintre televiziunile afiliate lui Șor se bucură de promovare plătită pe Facebook prin intermediul unor pagini create în Asia și redenumite recent, exact după modelul paginilor Ilan Șor pentru Popor și Ilan Șor pentru Moldova. Astfel, mai multe pagini cu numele împreună cu TV6.md și primul în Moldova, Pervi Vavsiom, promovează cu bani link-uri către emisiunile celor două posturi sau către transmisiunea lor live pe internet. Promovarea pe Facebook a programelor TV6 și Primul în Moldova a început după ce Comisia pentru Situații Excepționale a decis să le suspende licențele de emisie, cităm, în scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice. Am contactat-o pe Alina Șargu, purtătoare de cuvânt a partidului Șor, pentru a afla cine gestionează paginile și profilurile care lustruiesc imaginea lui Șor, câți bani sunt cheltuiți în acest scop și cine plătește. Șargu ne-a recomandat să trimitem întrebările în scris pe adresa de e-mail a partidului, însă, la mai bine de o săptămână de atunci, nu am primit un răspuns.